Noroc. Vreau să spun că subiectul de azi e unul dintre preferatele mele subiecte despre content și despre pentru și, da? Respectiv, în contextul Talmazan Talk, vreau să abordăm subiectul de trebuie sau nu postări. Pentru și trebuie postări. Noi în cursul discutăm odată că reason why este la bază și la fundamentul comunicării. Cei care le place contentul spun că contentul decide totul, cei care le place publicitatea spun că publicitatea decide totul. Și nu odată ați auzit că contentul trebuie să fie în baza avatarului clientului, în baza jobs-ului bidanului, contentul trebuie să fie relevant, copywriting-ul trebuie să fie corespunzător, dar ce e asta corespunzător? Din toate urmările noastre am văzut că nu există o regulă care putem să o adaptăm la toți. Dar azi vreau să vă dau un gând pe care trebuie să procesați și să luați o decizie. Gândiți-vă dacă eu, ca client al vostru, am nevoie de postările voastre. Să ne imaginăm că voi sunteți un fotograf sau sunteți un designer de mobilier, nu știu, sunteți designer vestimentar, sunteți pictor, niște funcții, niște procese mai tehnice. Pe cât de interesant mie îmi este faptul că azi la voi este o dimineață perfectă sau că e ziua la contabila voastră sau că, nu știu, ceva care nu are nicio legătură cu produsul sau serviciul vostru. Pe cât? Posibil chiar deloc. De aceea, pentru majoritatea din aceste serie de branduri, eu aș recomanda să faceți un Instagram, spre exemplu, catalog în care eu vin, văd, cumpăr sau nu. Eu n-am nevoie de relație în contextul unor categorii de produse. Pe mine nu mă interesează, mă interesează eu să vă găsesc să vă cumpăr. De aceea, strategia voastră posibil trebuie să fie axată pe campanii, pe publicitate în care voi să generați vizibilitate, să generați lead-uri și să le vindeți. Iar ei intrând la voi în Instagram, la voi în Facebook, nu o să vadă postările sunt din 2015, o să vadă niște postări relevante. Un fel de Instagram-ul poate deveni ca un fel de vitrină, dacă vreți, în care eu vin și văd că acolo este cineva ziu. De aceea, postările azi tot mai puțin și mai puțin trebuie. Pentru postări calitative este nevoie de un production foarte complex, este nevoie de specialiști în copywriting, în design, este nevoie de strategii ca oamenii să gândească cam care ar fi durerile. Și când voi sunteți și founder-ul și owner-ul și sunteți și un specialist cu care faceți chat, voi nu aveți de unde să faceți totul calitativ. De aceea eu vă îndemn să vă gândiți, trebuie vă o postări sau nu. Faceți postări din seria, iarăși, gândindu-ne la utilizator, dar el are nevoie sau nu? Eu cred că nu. Eu aș opta pentru anul 2020, anul 2021, să avem 2-3 postări în feed, ori să avem o serie de postări în Instagram la nivel de catalog de produse și în Facebook câte o postare pe săptămână și să dăm accent pe publicitate, să dăm accent pe vizibilitate, să investim în content, în dezvoltarea YouTube canalului, dacă aveți ce spune și vreți să educați oamenii. În asta puneți accent, dar postări cu ziua de naștere contabilă, mă scuzați, dar n-a fi că asta nimeni nu trebuie. De aceea, sper că asta este rezonează cu voi. Iar dacă nu, faceți așa cum simțiți și numărați pentru ca să fie important, să fie conștient. O zi faină!